că îi face? Șeful de post era un om mai aspru. Mi-a spus personal pentru că este... Nu mai știe ce să mai facă, nu știe ce să mai facă cu omul ăsta. Ce-i făcea șeful? Ce-i zicea? Îl urmărește, adică să vadă ce face în timpul liber, unde se duce, ce face. Cel vizat de toate aceste acuzații n-a vrut să le comenteze. Cert este că acum două nopți agentul a scăpat mașina de serviciu de sub control și a lovit doi oameni care mergeau pe marginea șoselei. Au vrut să plece de acolo și m-a luat cu nepotul, m-a dus la dispensar. Nepotul l-a oprit să fugă de la locul accidentului? Da. Povestea a continuat însă la dispensarul din comună, unde agentul a scos pistolul din dotare și s-a împușcat. A avut mare noroc, spun medicii, atras în timp ce asistenta se lupta să-l dezarmeze. Unul dintre gloanțe i-a trecut razant prin față, dar nu l-a atins. Al doilea